După 7 ore de tensiune cumplită, femeia care a amenințat că se aruncă în gol de la etajul 13 al unui bloc din capitală a fost salvată în urmă cu scurt timp. Au fost însă clipe dramatice. Mai multe echipaje de pompieri și polițiști, negociatori, dar și cea mai bună prietena ei, au încercat fiecare cum a putut să convingă să coboare. Iuliana Găteș este încă de dimineață în fața blocului printre 10 de polițiști și pompieri. Bună ziua, Iuliana! Ce se va întâmpla cu ea de aici înainte? Bun găsit! În urmă cu 10 minute, femeia a fost transportată la spitalul de psihiatrie Odobleja și acolo îi se vor face investigații medicale și va sta de vorbă cu psihologii. Negociatorii de aici au mizat pe dorința femeii de a trăi. Femeia a intrat în hipotermie și vă dați seama, după aproape 8 ore de stat la 10 grade Celsius de sculță și când sufla vântul puternic, mizau negociatorii că în sfârșit îi va fi frig și va dori să intre în casă. Acolo alături de ea au fost și doi prieteni. Negociatorii au folosit în strategia de a o încuraja pe femeie să intre în casă. Iată că după aceste 8 ore negociatorii au reușit și o vor duce la spital, unde o vor supune unui tratament pentru depresie, din câte am înțeles noi de la negociatori. Când mă uit, Doamna a ridicat piciorul în clipa aia, a trecut peste balustradă din balcon, am înlemnit. M-am speriat, sigur că da, e posibil să cadă de acolo. Și asta s-ar fi putut întâmpla în orice clipă, din orele nesfârșite care au urmat. 13 etaje sunt practic distanța dintre viață și moarte. Am înțeles că este depresivă. Are revendicări, a cerut ceva? Nimic, n-am auzit un cuvânt de la ea. N-au auzit nimic ore în șir nici negociatorii adunați în fața blocului. Era puțin după ora 8 când femeia de 47 de ani a început să strige că se va arunca în gol. În următoarea clipă, vecinii ei și trecătorii simțeau cum le stă inima în piept. O vedeau în picioarele goale și îmbrăcată subțire, cum coboară de la etajul 15 câte un etaj, agățată de balcoane. Acum a trecut aici, după lateral aici, a trecut până când s-au ridicat pompierii cu scara ca să o ia. Au ocolit tot blocul. Jos, trupele speciale, pompierii ajutați de Macara și o autoscară de 70 de metri și polițiștii s-au mobilizat. I-au urmărit cu sufletul la gură fiecare mișcare. Vecinii spun că nu ar fi prima dată când încearcă să se omoare. Din câte am înțeles, ar fi ajutor de pictor. Bărbatul ei sau soț, prieten, ar fi în Geneva și ar fi vrut și ea să meargă și nu i-a dat voie. Discutăm despre o persoană aflată într-un moment de criză existențială. Acum, sigur, persoana în cauză poate fi și sub influența unor substanțe de natură să îi provoace acest comportament. Femeia nu le-a cerut nimic negociatorilor. A fost